Duminică seara, în jurul orei 21, la numărul de urgență 112, a fost semnalat un incendiu de locuință în satul Voinești din comuna Lerești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu trei autospeciale cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. În momentul în care au ajuns salvatorii, ardea generalizat locuința care era construită în totalitate din lemn. Au fost stinse flăcările, iar în interior a fost găsit corpul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 82 de ani. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină în comuna Lerești, strada Pahonțu, pentru incendiu de locuință. Ne-am deplasat la locul solicitării cu trei autospeciale de apă și spumă și un echipaj SAJ. Sosit la locul intervenției, ardea generalizat bucătărie de vară plus magazie. Din păcate, în interior a fost surprins proprietarul, ulterior fiind declarat decedat de către echipajul SAJ. Cu o oră înainte de semnalarea incendiului, la bărbat fusese o rudă care l-a ajutat să facă focul. Femeia a afirmat că l-a lăsat culcat pe pat, numai că pompierii l-au găsit pe scaun, iar ușa godinului era deschisă. Îi aducea mâncare când puteam, că dânsul și-a făcut moștenitori. Adică a avut patru garsoniere la uzină, la fosta uzină, da. Așa, și le-a dat la cineva, la un domn. Am înțeles, și s-a mutat aici după aceea. Au stat o perioadă la ei și după aceea a plecat. Și n-a mai aducea mâncare? Mai aducea. Și asta, seara asta a trecut pe la el? Da. Da? Da, și eu i-am făcut focul. Dar nu văd așa, cum s-a întâmplat? De nu, la nu. Ce sau? De la ce sufie? Eu între timp am plecat, am făcut focul și am plecat să iau fetița de la gară și m-a sunat un vecin că a luat foc casă. I-a luat foc căbănuța. Și am venit și am văzut despre ce e vorba. Anchetatorii au stabilit că incendiul ar fi pornit de la jarul căzut din godin. Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare penală urmând să stabilească circumstanțele în care a avut loc incidentul.